alături de mine, după cum v-am obișnuit deja în fiecare săptămână, se află câțiva viitori primari. Ne apropiem cu pași repezi de liste complete la toate comunele, orașele și municipiile din județul nostru. De la Ghilad este domnul Neamțu Marcel, de la Chevereșu Mare, Alin Șandor, de la Pesac, David Iftimia, de la Iecea Mare, domnul Constantin Buliga, Giroc, colegul și fratele nostru Cristian Bogeanu, de la Bogda, doamna Gabriela Anișorac, de la Periam, domnul Florin Strâmbu. Nu o să vă rețin atenția, o să punctez pe scurt cam ce se întâmplă. Se întâmplă ce s-a întâmplat de 4 ani de zile, de 30 de ani de zile pe plan național. Bugetul național al României este aproape la fel ca o sită. Deci noi mai putem spune burduf găurit pe toate părțile. Pierdem valoare, ne îndatorăm, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Știți foarte bine de miliardele pe care pur și simplu le-am aruncat cu vaccinurile, știți foarte bine de poziția și de suspiciunea care planează asupra înțelegerii dintre Ursula von der Leyen și cozi de topor de la noi din țară. Au delapidat bugetul statului cu câteva miliarde bune de euro. De asemenea, pe specialitatea mea de bază din punct de vedere economic, tocmai am citit că gradul de îndatorare al României a depășit jumătate, 50% din produsul intern brut, dacă vă puteți imagina, și aveți o noțiune ce înseamnă asta. Mi se pare că e undeva la peste 800 de miliarde de lei datoria publică. Pe plan local, de asemenea, o să las pe colegul nostru Vasile Ilie Sârbu să vă vorbească despre problema care a apărut la Colegiul Constantin Diaconovici Loga, unde copiii noștri au fost intoxicați, cadre didactice, copii s-au internat în spital. Cum de se poate întâmpla în 2024 un asemenea aspect? Te rog frumos, Ilie. Situația din Timișoara, de punct de vedere al spitalelor, este una destul de îngrijorătoare. Fapt care scoate în evidență că administrația publică locală nu este pregătită pentru astfel de evenimente. Cu tristețe spun că s-a întâmplat un lucru foarte, foarte rău în această perioadă la Liceul Diaconovici Loga, pentru că mai mulți copii au fost intoxicați. Deocamdată am înțeles că nu se știe exact cu ce fel de virus s-au intoxicat. Unii spun că este o toxinfecție alimentară, alții spun că este vorba despre un virus care a explodat, nimeni nu știe cum. Dar asta este una dintre problemele foarte grave. Dar acest fapt a scos în evidență că Timișoara nu este pregătită sub nicio formă să facă față unui astfel de eveniment. Doamne ferește, noi suntem pe locul 2, între ghilimele aș spune, în ceea ce privește riscul hazardului și al mișcărilor tectonice și, Doamne ferește, dacă s-ar întâmpla ceva, noi, Timișoara, n-am avea unde să cazăm timișorenii care ar avea de suferit în urma acestor evenimente. Deci situația este atât de gravă și pot să vă menționez un singur lucru. Gândiți-vă că Timișoara sau Spitalul Municipal din Timișoara se află într-o fostă cazarmă austriacă. Asta spune mult. De 300 de ani, Spitalul Municipal Timișoara își desfășoară activitatea într-o fostă cazarmă militară de perioada austro-ungară. Cam aici suntem noi în cei 34 de ani care au trecut de guvernări succesive, care toate s-au desfășurat sub un singur scop. Ca oamenii aceștia să-și umple buzunarele. Mulțumim colegului nostru Vasile Ilie Sârbu. Bună dimineața, vă spun și eu, dragi timișoreni, dragi timișeni, dragi bănățeni, dragi români, oriunde v-ați afla în această lume. Vreau să întăresc cele spuse de colegul nostru din Timișoara. Ieri am fost la fața locului, imediat ce am fost alertat de către mai mulți părinți cu privire la situația copiilor lor. Mai ales că am fost elev al Liceului Loga și am discutat cu managerul medical de acolo. Domnia sa mi-a spus că au rezolvat în bună parte situația, în sensul că au identificat din start că este un focar și unde este focarul. Fac toate eforturile, au fost aduși medici rezidenți de acasă, însă sunt și mai multe minusuri pe care o să vi le expun foarte pe scurt. În primă fază, aceste spații pentru crize care pot apărea, pentru evenimente deosebite, nu sunt. Asta la nivel de județ și de oraș. În al doilea rând, aproape că au epuizat stocurile de medicamente și au fost nevoiți să aducă medicamente din alte spitale pentru a putea trata pe bolnavi. În al treilea rând, este o clădire nou-nouță, construită cei drept în 11 ani, dar care încă nu este utilată și nu poate fi folosită. În altă ordine de idei, la nivel de județ, această comisie care se ocupă de situațiile de urgență nu a identificat încă spații în Timișoara sau județ care ar putea fi folosite în caz de nevoie, de dezastre și așa mai departe. Este un lucru extrem de grav, pentru care va trebui să luăm măsuri imediat după alegerile din 9 iunie. Acum o să vreau să vă vorbesc despre două subiecte care fac agenda zilei și care sunt importante pentru toți românii. După cum bine știți, Alianța pentru Unirea Românilor se dovedește că a avut din nou dreptate. Ursula von der Leyen, birocrații de la Bruxelles, sprijiniți cei drept de guvernele trădătoare din țara noastră, au îndatorat românii pentru vaccinuri inutile. De ce spun că am avut dreptate? Fiindcă după investigația pornită de procurorii români la adresa ministrilor sănătății din acea perioadă, iată că și parchetul european, culmea condus tot de o româncă, Laura Codruța și confirmă acuzațiile la adresa Ursulei von der Leyen și a companiei Pfizer în principal pentru achiziție oneroasă și foarte mare de vaccinuri. Aproape, mă uit acum ca să nu greșesc, aproape 20 de miliarde de euro s-au cheltuit din banii europenilor pentru această achiziție de vaccinuri. În altă ordine de idei, un alt subiect important, acest aer Schengen, Schengen Air sau Schengen Maritim, care este doar o iluzie. Am văzut cât se poate de clar cu ce fanfaronadă a fost inaugurat terminalul de la aeroportul din Timișoara, unde s-a sărbătorit intrarea în Schengen și care, la o zi sau două după, probabil că nici astăzi, dacă stau bine să mă gândesc, nu funcționează cum ar trebui. Ce se întâmplă? Scanerele pentru bilete nu funcționează. Scările rulante pentru pasageri nu funcționează. Ecranele pentru a afișa zborurile nu funcționează. A fost un fast de nedescris și o bucurie pentru cei de la putere de parcă ar fi rezolvat problema. Nu, nu au rezolvat problema. Mai mult, pierdem cel puțin 5 miliarde de euro în fiecare an și asta pe spatele transportatorilor români, care sunt ținuți încă cu orele în văm. De asemenea, cei mai mulți români care au aterizat în aeroporturi din Europa au continuat să fie controlați. Deci, acest iluzoriu Schengen aerian și maritim încă nu funcționează și este încă o palmă dată poporului român. De aceea, pe 9 iunie, vă rog mult să vă gândiți bine, să alegeți să trimitem patrioți în Parlamentul European, pentru că trebuie să fim respectați. Nu mai putem fi tratați ca cetățeni de mâna a doua Uniunii Europene. Nu suntem cetățeni de mâna a doua a Uniunii Europene. Ori suntem respectați, fiindcă ne achităm cu brio de toate obligațiile, ori o să vedem ce este de făcut, dar, din punct de vedere tehnic, îndeplinim condițiile pentru spațiul Schengen și trebuie să fim primiți în Schengen cu celeritate. Acum o să-i las pe cei care vor candida pe 9 iunie la alegerile locale să se prezinte în fața dumneavoastră. O să încep cu reprezentanta Comunei Bogda. Vă rog. Bună ziua! Numele meu este Anișorac Gabriela. Pe ultima 100 de metri am hotărât să candidez pentru primăria Bogda, deoarece în ultimul an am văzut foarte multe nedreptăți. Am văzut cum cetățeanului, care are prioritate să-și primească lemnul de foc, i-a fost luat punându-se firme private care le-au luat de 3 ori banii care nu ar fi trebuit, deoarece am văzut multe alte nereguli. În primăria respectivă am văzut și că lumea nu are curaj, că are o reticență și am zis că un pas înainte, dacă nu ne tragem unul pe celălalt după noi, eu încerc să conving cetățenii Comunei Bogda să mă aleagă, să facem o echipă împreună cu cetățenii, nu cu fosta echipă, și să încercăm să ne punem pe picioare. Pentru că să știe, dacă noi nu suntem gospodari, nimeni nu o să vină să ne bage în straiță. Primăria noastră e o comună frumoasă, avem cel mai frumos sat din România, satul Rotund, Charlottenburg, avem Buzatul, unde avem pădure, avem comuna Atringen, Sintar, comune bătrânești, de unde majoritatea locuitorilor au plecat. Casele sunt părăzite, sunt străzile, când intri în comună, murdare, pomi netăiați, nimic. Am zis să încerc și sper să și reușesc. Mulțumesc alegătorilor dacă o să aibă încredere în mine și le promit că voi fi alături de ei. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, doamnei Anișoreac, mult succes pe 9 iunie. Acum, de la Chebereșul Mare, te rog. Bună dimineața, domnule deputat, dragi colegi, iubiți locuitori ai Comunei Chebereșul Mare cu satele aparținătoare Vucova și Dracșina. Numele meu este Șandor Alin, am vârstă de 40 de ani. La 24 de ani, mai exact în anul 2007, am terminat studiile Universității de Vest din Timișoara. Ca și profesie sunt teolog. De cele mai multe ori ne punem întrebarea de ce aur. Chiar și colegii de servici, chiar și oamenii din localitate mă întreabă de ce aur. Răspunsul este unul foarte simplu. Aur pentru că în aur există transparență, aur pentru că în programul lor de guvernare există și dăinuie un real succes caravana medicală la care, timp de o săptămână cât a fost în județ la noi, am participat ca și voluntar. Cred și o spun cu tărie că datorită acestei caravane, în momentul de față, eu sunt în aur. Aur pentru că nu este un partid care se ocupă de hoții, aur care ne oferă ceva în plus față de ce am avut de 34 de ani. Comuna Chebereșul Mare în momentul de față este condusă de un primar care este de 24 de ani, se numește Muia Marcel. Nu vorbesc obscen, să nu fiu înțeles greșit. Așa îl numim, așa l-a numit tatăl lui, mama, familia, cine l-a numit. Și am hotărât că anul acesta să reușim să rupem într-un fel sau altul ceea ce noi numim a fi baron local. Domnul primar actual, în cei 24 de ani de activitate, nu a desfășurat o activitate pentru comunitate, pentru dezvoltarea comunității. Omul s-a ocupat foarte mult și foarte mult de dezvoltarea sa personală. De aceea putem să vedem cu ochiul liber o localitate care este la mai puțin de 24 de kilometri, 20 chiar la intrare, arată ca și după un război. Chiar a venit un nepoțel cu ceva timp în urmă și mă întreabă: unchiule, aici la dumneavoastră încă dă Putin cu bombe? Așa ne arată satul. Un sat care chiar merită mai mult. De ce zic acest lucru? Pentru că în Chevereș există o tabără pentru copii care a fost lăsată în paragină. Primăria și administrația locală nu își face datoria, străzile sunt așa cum sunt, șanțurile nu sunt curățate, arborii nu sunt toaletați și de aceea vrem să reușim să facem o echipă tânără și să putem să mergem mai departe. Într-adevăr, nu putem să venim cu promisiuni electorale, oamenii sunt sătui de 24 de ani de acele promisiuni, nu putem să venim noi cu altele, pentru că vom fi scoși afară. De aceea am o rugăminte la dumneavoastră, toți cei care ieșiți la vot, și un îndemn pentru dumneavoastră ca pe data de 9 iunie, când sunt alegerile, să ieșiți în număr cât de mare, iar ștampila dumneavoastră să fie pusă pe atât la europarlamentare cât și la locale pe sigla Partidului Aur. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută, așa să fie. De la Iecea Mare, viitorul nostru primar de aur. Vă rog. Bună ziua, mă numesc Buliga Constantin, am vârsta de 50 de ani, locuiesc în comuna Iecea Mare, de 28 de ani, sunt tată a 2 copii, școala gimnazială absolvită 1-8 cu liceul industrial. Sunt candidat pentru funcția de primar al comunei Iecea Mare, deoarece nu mi se pare corect felul în care sunt cheltuiți banii publici ai comunei. Împreună cu echipa mea ne dorim ca să facem schimbări în această comună, ne dorim ca să avem o normalitate a cetățenilor cu primăria. De aceea vreau să mulțumesc întregii echipe care mă susține, a cetățenilor. Împreună ne dorim ca 9 iunie să facem o schimbare. Vă invit să ieșim la vot. De aceea vă mulțumesc la toți, că așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim, știm că nu va fi ușor. Acolo este un primar interlop, un om agresiv care controlează cam tot ce mișcă, dar cu speranță privim cu încredere pe 9 iunie 2024. Acum, viitorul candidat de la Ghilat. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați consăteni de la Ghilat. Mă numesc Neamțu Marcel Florin, am 50 de ani, sunt căsătorit și am 2 copii și consilier în funcție la primăria Ghilat. Am ales aur datorită celor 4 piloni care mă definesc: familie, credință, națiune și libertate. Am fost desemnat de Alianța pentru Unirea Românilor să candidez la funcția de primar în Ghilat. Probleme în Ghilat sunt foarte multe, dar cu ajutorul consătenilor, dacă ne vor susține la alegerile din 9 iunie, voi enumera câteva mai importante pe care le avem de implementat în perioada 2024-2028. Deci, cum ar fi asfaltarea tuturor străzilor de localitate, trotuare din toată comuna, centru de sănătate cu medic, pediatru și stomatolog, dorința enormă să avem și o ambulanță, trecerea stației de apă și epurare în custodia primăriei, achiziționarea unei mașini pentru deșeurile menajere, reintroducerea bancomatului, formarea unei clase de after school, avem nevoie neapărat de un mini-market, revigorarea mișcării culturale și a sportului din comună, înființarea unei piețe agroalimentare, acordarea de terenuri pentru toți cei care își doresc să-și construiască o locuință, înființarea unui parc, un loc de joacă pentru copii, finanțarea tuturor bisericilor, acordarea de terenuri agricole de la primărie pentru locuitorii din comună pentru a lucra, reamenajarea căminului cultural într-o sală de evenimente și sprijinirea familiilor nevoiașe și a cazurilor sociale din comună. Vă mulțumesc frumos că ați avut răbdare să mă ascultați și vă aștept alături de echipa noastră pentru dezvoltare și investiții în comuna Ghilat. E vremea schimbării. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, multă baftă! Acum un om de aur alături de noi de la început, viitorul primar, sperăm noi, al comunei Giroc, comuna cu o mafie imobiliară dezvoltată și ajunsă în atenția DNA. Pe această cale poate îi rugăm pe procurori și pe polițiști anchetatori să mai lucreze la dosar. Cristian Bogeanu, te rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă numesc Cristian Bogeanu și am 46 de ani. Sunt tată și asta m-a determinat cel mai mult în decizia aceasta de a intra în politică pentru prima dată. Vreau ca viitorul copiilor noștri să fie unul pe măsura evoluției societății. Candidez la funcția de primar a comunei Giroc ca urmare a faptului că sunt cetățean al acestei comune. Girocul este cea mai mare comună periurbană din județul Timiș, cea mai frumoasă și cea mai dezvoltată, cu un număr de aproximativ 24.000 de locuitori, dintre care 20.000 sunt alegători. Cu un buget de 84 de milioane de lei, aproximativ 16 milioane de euro, din păcate această comună nu a reușit să se ridice la așteptările celor care s-au retras la sat din dorința de a scăpa de poluarea din oraș. Împreună cu echipa de consilieri pe care o am lângă mine, ne-am propus să facem ca această comună să devină cu adevărat cea mai dorită zonă unde vrei să trăiești alături de familia ta. Îmi voi aduce contribuția la dezvoltarea multilaterală a comunei prin proiectele pe care alături de consilierii noștri le vom implementa. Promisiuni sterile nu voi face, dar vă asigur că în perioada imediat următoare veți cunoaște tot programul nostru de management operațional al comunei Giroc. Laudele sunt de prisos. Noi știm că munca enobilează. Așa că toți ne-am pus pe treabă și în cel mai scurt, oamenii cu experiență și calificare în toate domeniile, oamenii echipei noastre vom veni în fața dumneavoastră și vă vom prezenta proiectele care sunt convins că le vom duce la îndeplinire. Fiecare proiect vine la pachet și cu soluțiile necesare concrete implementării. Eu doresc să vă mulțumesc din suflet pentru sprijin și colaborare, pentru că la Giroc cu adevărat este nevoie de o foarte mare schimbare. Voi face o reformă din temelii în momentul în care voi ajunge să ocup funcția aceasta de primar al Girocului. Și vom face ca lucrurile să fie foarte transparente în administrația publică. Girocul este al oamenilor, nu este al nostru. Așa că în încheiere vreau să vă spun ceva. Dumnezeu să binecuvinteze Girocul și Dumnezeu să binecuvinteze Chișoda, care este satul aparținător. Vă mulțumesc! Mulțumim, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să avem parte de administrații eficiente și de bună credință în toate comunele din Timiș, dar și din țara noastră. De la Periam, candidatul nostru de primar, vă rog. Bună ziua, mă numesc Strâmbu Florin, am 46 de ani și candidez din partea AUR pentru funcția de primar a comunei Periam, datorită faptului avem un buget extraordinar de mare și domn primar în funcție de 12 ani de zile își bate joc de bugetul local. Pentru asta îi mulțumesc formației AUR că m-au luat în echipă și să candidez pentru funcția de primar. Bineînțeles, mi-aș dori și consilierii să fie votați, că fără ei nu putem face nimic în Consiliul Local. El e baron local pe față, nu așa. Bani dă nemiluita. Nu face nimic pentru copiii noștri, pentru școli, grădinițe în primul rând. Și datorită faptului, vreau să schimbăm ceva. Pe 9 iunie, dragi cetățeni, vă rog frumos să ieșiți la vot. Vrem schimbare. Vă mulțumesc! Da, cu siguranță e vremea schimbării la Periam, acolo unde un vătaf local conduce de aproape 12 ani și multe lucruri nu se văd în comună. De la PESAC, viitorul nostru primar de aur, te rog. Bună ziua tuturor, mă numesc Iftimia David, am 30 de ani, sunt căsătorit, am 4 copilași pe care îi iubesc. Am ales să candidez ca primar în localitatea noastră Pesac, o localitate frumoasă cu un potențial mare, deoarece am văzut o nevoie de a oferi oamenilor o alternativă mai tânără, plină de speranță, o alternativă plină de entuziasm, plină de credință, așa cum menționau și antevorbitorii mei, într-o societate în care oamenii devin răi, cred că oamenii și cetățenii Comunei Pesac merită o alternativă cu direcții bune, cu direcții corecte, transparente, cu o echipă puternică, așa cum am mai menționat, plină de entuziasm și cu planuri mari. Nu voi permite nimănui să spună proiectelor pe care mi le-am pus pe listă că sunt exagerate. Și plin de credință cred că vor fi duse la îndeplinire toate, la rândul lor. Sigur că mi-am făcut o listă cu așa zisele promisiuni, deși poate nu și-au locul. Dar nevoile principale ale satului, vi le pot spune foarte pe scurt, este nevoie de un cabinet dispensar cu un medic de familie zilnic. Avem unul 2 zile pe săptămână, cozile sunt imense, timpul de așteptare este mare. Pentru cetățeni este o mare nevoie lucrul acesta. La fel ca și antevorbitorii mei, spun că drumurile sunt sub 50% asfaltate, trotuare aproape către deloc. Nu sunt aici să arăt cu degetul. Sunt aici să ofer, așa cum am spus, o speranță și o alternativă înspre bine cetățenilor din Pesac. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și cu Dumnezeu înainte, așa să fie. Vă mulțumim și noi mult de tot că ați fost alături de noi pe parcursul acestei conferințe de presă. În încheiere, pe lângă o zi bună tuturor, vreau să le comunic, ca să nu-și mai piardă timpul degeaba, să le comunic primarilor PCR, adică Partidului Comasat Român, să nu mai facă eforturi, să-și trimeată tot felul de cetățeni, prieteni, interpuși, să candideze numele AUR. În această filială și pe parcursul întregii, pe tot cuprinsul României, AUR-ul nu va face niciodată înțelegeri cu primari PSD-PNL în funcție pentru candidaturile la alegerile locale. Vă mulțumesc mult pentru atenție, să ne ajute Dumnezeu pe toți, să trecem cu bine de anul 2024, anul schimbării în politica românească.